Bună ziua, iată-ne ca în fiecare lună în cabinetul, în sediul PNL Roman, cabinetul parlamentar al domnului deputat Laurentiu Dan Leoreanu, așa cum v-am obișnuit la, nu știu cum să-i spun, starea nației, cum se mai simte România, cum mai merge legislația, nu i-am găsit încă o denumire pentru această emisiune, o să-i spun simplu interviu cu deputatul Leoreanu. Văd că ați venit pregătit cu noutăți din Parlament, am înțeles că se preconizează schimbări majore cu implicații mari pentru viața românilor, pentru economia României și dimineața chiar văzusem pe internet că ministrul Teodorovici anunța o scădere a ratelor, o posibilitate a unei scădere a ratelor pentru români prin influențarea cumva ruborului. Dacă puteți să... Vă salut și eu, vă spun bună ziua, mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră de a fi la o întrevedere și prin intermediul dumneavoastră cu romașcanii și cu cei din jurul Romanului și nu numai pentru că emisiunea dumneavoastră fiind transmisă prin internet, intermediul internetului, poate fi văzută de oricine, oriunde și oricând. Mulțumesc așadar, într-adevăr vorbim despre elemente importante. Două săptămâni am fost consemnat în București, să spun așa, pentru că am avut mai multe activități. Am participat, am inițiat, am luat cuvântul, am prezentat o stare pe anumite domenii și aici mă refer la partea de transporturi cu autostrada Unirii legat de configurarea bugetului, apoi la ora guvernului, când a fost prezentă doamna Ecaterina Andronescu, ministrul învățământului, și am ridicat de față cu domnia ei niște probleme de actualitate reale pe care le-a și recunoscut, dacă și alți colegi de-ai mei au mai ridicat anumite probleme și unora le-a spus că lucrurile nu sunt chiar așa, la ceea ce am prezentat eu chiar nu a avut obiecții cu privire la afirmațiile mele, a spus că e așa, legat de birocratizarea excesivă a învățământului, a faptul că practic profesorii, personalul didactic auxiliar s-au transformat în niște scribi la curtea faraonului, în loc să se preocupe de problema principală, de obiectivul principal al învățământului, instruirea, educarea elevului, practic sunt aceste preocupări mai puține firești și nu din vina lor, ci datorită faptului că toate aceste lucruri sunt trasate cu foarte multă lipsă de realism de la centru, ca să spunem așa. Apoi, legat pe moțiunea de justiție a lui Tudorel Toader și moțiunea pe finanțe a lui Eugen Teodorovici. De asemenea, am participat și am făcut parte din organizatori a summitului PPE, care a avut loc la București în 16 martie, o participare în jur de 3500 de aleși locali din Europa, primari, viceprimari, consilieri locali, consilieri regionali, consilieri județeni, președinți, vicepreședinți de consilii regionale, județene, plus încă vreo 500 de astfel de aleși din România. O adunare care a avut un nivel de prezentare european, la care au fost prezenți și președintele României, Klaus Werner Iohannis, a fost prezent și candidatul nostru pentru președinția Comisiei Europene, Manfred Weber, a fost prezent și secretarul general, Antonio López, un politician desăvârșit din Spania, care reprezintă așadar Partidul Popular European la nivelul Secretariatului General. De asemenea, a fost prezent președintele Ligii Aleșilor din PPE, oficialități remarcabile. De asemenea, alături de biroul executiv a Partidului Național Liberal, așa cum vă spuneam, aleși din România. O întâlnire cu totul și cu totul deosebită, prin regie, prin scenografie, prin discursuri, prin dinamică, prin interacțiune.
nu mi-a fost dat să văd astfel de acțiuni multe în viața mea. O reușită pe toate planurile, ocazie cu care a fost prezentată și lista candidaților noștri pentru Parlamentul European, listă descrisă deja, cum se știe, de Rareș Bogdan și Sigrid Mureșan. Rareș Bogdan, un cetățean român care a absolvit științe politice, care este și jurnalist, care a fost președintele Organizației de Tinere Liberale din Cluj, un reputat jurnalist militant pentru România, pentru români, de altfel a rămas și remarcabilă, recunoscută acea sintagmă cu care încheia emisiunile la Jocuri de Putere: și nu uitați să o iubiți România în fiecare zi. Și Sigrid Mureșan, purtătorul de cuvânt a Partidului Popular European, care are o relație deosebită cu președintele Comisiei, domnul Juncker, și cred că toate aceste lucruri recomandă ca fiind o listă deosebită, pentru că ea continuă cu primar reprezentativ ai PNL-ului, care și-au punctat activitatea lor prin realizări deosebite în localitățile lor și au fost aleși la fiecare mandat cu peste 60%. Parlamentarii europeni care deja s-au făcut remarcați prin inițiative deosebite, dacă vreți, uitați, îmi vine în minte acum doamna Alina Vălean, da, căreia trebuie să-i și mulțumim pentru demersul pe care le-a făcut pentru scoaterea roamingului ca și plată din Europa, astfel încât să fie egalizate costurile pe telefonia mobilă. Un avantaj foarte important pentru români, ținând cont de faptul că mulți români sunt plecați în Europa și vorbesc cu familiile lor în țară. Îi datorăm acest lucru și a fost raportorul care a definitivat acest raport care a fost și votat ulterior. Și foarte multe lucruri, Sigrid Mureșan, care a reușit să redimensioneze bugetul pentru România, sunt lucruri importante, deci o listă importantă. Dar am făcut o scurtă revistă a activităților din ultimele 2-3 săptămâni. Aș vrea să vă spun că în momentul de față avem de-a face cu două lucruri care pot bulversa România. Unu, atacul la justiție, da, ceea ce înseamnă Ordonanța 7, ceea ce înseamnă o imixtiune grosolană în justiție, lucru care nu s-a mai întâmplat până acum. Din capul locului vreau să dovedesc buna credință și să spun că eu personal, dar și colegii mei din PNL, au fost și sunt de acord cu modificarea legilor justiției, dar în sensul în care au fost recomandate aceste lucruri prin directivele europene, prin recomandările Comisiei de la Veneția, prin recomandările GRIFCO sau a Comisiei Europene. Sunt lucruri care trebuie luate în cunoștință, respectate, facem parte din Uniunea Europeană, nu vrem să devenim un stat haiduc în Uniunea Europeană și tocmai de aceea acest acquis comunitar pe justiție trebuie respectat. Al doilea este atacul la economia României, iar Ordonanța 114 este la fel de gravă, de toxică ca și Ordonanța 7 pe justiție, dacă nu chiar mai gravă. Eu aici am pregătit câteva lucruri pentru că privitorii postului dumneavoastră trebuie să cunoască. Am făcut pe scurt, încerc să fiu cât mai pe înțeles, ca să vadă care sunt rezultantele nefaste acestei ordonanțe 114. Vreau să vă spun, de exemplu, pe comunicații, că taxarea suplimentară a acestui domeniu deja a generat efecte indirecte. Și anume, au fost anunțați deja utilizatorii că vor fi mărite facturile între 10 și 15%. Asta eu vă dau exemplu la tatăl meu, care avea doar telefoniare, nu are internet tras în casă și nici telefonie fixă. Deci doar pentru televiziune el plătea 24 de lei. I-a venit deja 27 de lei. Deci dacă raportăm, e creșterea mai mare de 10%. Așa este. Da? Deci ce înseamnă? Servicii de comunicație, abonament de telefon, de internet, de cablu, deja toate vor fi majorate între 10 și 15%. Ce vor face acești agenți de IT, de telefonie mobilă? Toate investițiile de profil vor fi blocate. Hub-urile IT, parcurile tehnologice, investițiile străine directe,
extinderea investițiilor deja existente a fost blocată, a intrat în conservare, pentru că toate aceste lucruri crescând au rămas să vadă în ce buget se încadrează și să poată exista pe piață. Și prima dată au stopat partea de investiții. De asemenea, se periclitează implementarea tehnologiilor noi în România. Vorbim de tehnologia 5G, care știți că a fost pilotată, pe care toată lumea o așteaptă și deocamdată a intrat, știți cum se pune la muzică, pe pauză. Da. A intrat în pauză pentru a vedea ce se întâmplă, pentru că nici lor nu le vine să creadă ceea ce se întâmplă în economie. Să înțeleg că în curând riscăm să nu mai fim țara cu cel mai rapid internet din lume? E posibil? Toate aceste investiții se fac într-un climat prielnic, într-un climat economic care are o predictibilitate. Nu este posibil ca pe parcursul a 4 ani, a unui mandat, a unui ciclu, să intervii de mai multe ori în partea de finanțe, în codul fiscal. Nu este firesc. Ori noi am avut anul trecut cel puțin de vreo 6-7 ori modificări ale codului fiscal. Oamenii de afaceri, producătorii, au intrat în degringoladă, sunt total bulversați de ceea ce se întâmplă. Și atunci sigur că stopează această parte de investiții. Și atunci, în loc să mergem, excelam și noi într-un domeniu, în acesta IT-ului, eram cei mai buni din Europa și iată că și aici am pus piciorul pe frână. Venim la sectorul energetic. Impozitarea suplimentară a sectorului energetic se poate cuantifica în tarife mai mari. Încă din prima parte a anului 2019, pentru energia electrică, avem creșteri cu 5%. Pentru energia termică, cu 10%. Și, de asemenea, și gazele naturale destinate consumatorilor casnici. Energia electrică pentru consumatorii industriali, fiți atenți, a crescut cu 40%. Cineva care e mai puțin aplicat, care cunoaște mai puțin impactul, ar putea să zică, na, le-a crescut la mediul privat, la patroni cu 40%, asta e, bine că nu mi-a crescut mie acasă, ar putea să gândească așa. Ar fi o gândire păguboasă, pentru că acea creștere de energie se va regăsi în produsul final sau a serviciului pe care îl prestează. Dacă am un produs pe care îl fac, produse prin așchiere, unde am un consum major de energie electrică sau cuptoare, de asemenea, un consum major de energie electrică. 40%, gândiți-vă că e aproape de jumătate din preț. Tot acest preț se va reflecta produsul finit. De asemenea, la cei care prestează anumite servicii, nu? În care energia electrică devine materie primă. Atunci, aceste prețuri se vor regăsi unde? În diminuarea valorii buzunarului cetățeanului. Este evident. Dar vine întrebarea, bineînțeles, acest, de exemplu, la gaz, gazul, prețul gazului nu îl stabilește România, el vine, nu, gazul e pe bursă. E pe bursă. Este negociat, este discutat. În schimb, noi avem ANRE-ul, Agenția Națională de Reglementare a prețurilor la utilități. Și atunci ei vin cu niște anumite propuneri, dar ANRE-ul le dă o marjă în care poate să miște. Nu fac ce vor, nu fac aiducie. Dar în momentul în care tu, statul, creezi o presiune pe ei și vii cu o impozitare ridicată, atunci automat aceste prețuri cresc, pentru că ele se adună direct adjuncțional la prețul existent. Și automat se aruncă în aer acest fapt. De asemenea, impozitele suplimentare se vor răsfrânge une și asupra producătorilor autohtoni de energie electrică și mă refer aici la complexele electroenergetice de la Hunedoara și Oltenia, care nu pot susține din ceea ce produc impozitele suplimentare. Și atunci, cantitățile de energie, ei vor produce mai puțin energie, că nu mai pot să facă acest lucru, au mai puțină cantitate de cărbune, pentru că nu mai pot exploata la fel. Ce s-a întâmplat? Cantitățile de energie pe care le luăm din import s-au dublat. Deci, iată un impact negativ asupra sistemului energetic național, care e considerat domeniul strategic național. Deci, punem în pericol domenii strategice prin unele măsuri pe care le luăm a priori, pentru că nu știm cum să astupăm găurile din buget, pe care tot guvernul le-a făcut prin măsurile empirice și neprofesioniste pe care le-a luat. Deci prețul energiei electrice practic s-a dublat în doar în două luni s-a dublat. Vorbim de pilonul 2 de pensii. Acest pilon deschide posibilitatea ca angajații care au contribuit cel puțin 5 ani să renunțe la banii acumulați la pilonul 2 și să-i transfere la bugetul de stat. Adică ce să facă? Să ia acești bani dintr-un pilon în care i-au nominalizat și sunt proprietate privată,
și să-i ducă în pilonul 1, acolo unde se depersonalizează și se adună în găleata mare a bugetului de asigurări sociale. Adică, practic, dispare proprietatea privată și o formă de naționalizare. Iau ce e al tău ca să întregesc ce e al meu. Așa gândește statul. O gândire păguboasă. Eu sunt de acord că pilonul întâi trebuie să existe. Acest pilon funcționează pe principiul contribuției și a coeziunii generațiilor, pentru că cei care azi sunt în câmpul muncii și plătesc contribuția la asigurări sociale, da, acei bani să se înțeleagă foarte bine. Nu se duc undeva într-un sertar și se adună și de acolo li se vor da pensie când vor ieși ei la pensie. Acei bani se duc acum direct în buzunarul asigurărilor sociale și iau pensie cei care sunt pensionari astăzi. E și corect. Da, pe principiul contribuției și a coeziunii și a solidarității generațiilor, să sprijinim acest lucru. Dar dacă dincolo de această contribuție pe care eu o fac ca salariat, învirez 3,5% conform legii existente într-un buzunar pe care mi-l gestionează operatorii de pensii private, pe care eu mi-l asum ca și proprietate privată, nu e corect statul să mi-l ia de acolo și să mi-l ducă, să mi-l depersonalizeze în găleata mare, pentru că asta înseamnă furt, deci, din buzunarul meu. Adică mi-e proprietatea privată și mi-ai naționalizat-o. Mai pămânește, nu mai ai control asupra propriilor bani. Nu, nu mai ai niciun control. De asemenea, acest lucru a generat prin ordonanța 114, gândiți-vă că li se impune să-și crească capitalul social de câteva zeci de ori. Tot acest lucru face ca administratorii acestor jucători pe piața pensiilor private să intre într-un risc. În acest caz e gândindu-se să se retragă din România, practic să părăsească, să opereze pe acest domeniu. Deci se poate declanșa efectul de domino. Chiar dacă și un singur administrator mare se retrage, atunci ceilalți administratori se vor vedea în situația în care vor trebui să preia sarcinii celui care pleacă și atunci crescându-și riscul operaționalizării acestor activități. Deci lucrurile trebuie văzute în profunzime. 120.000 de angajați din sectorul construcțiilor nu mai contribuie conform acele ordonanțe date cu majorarea salariilor în construcții și cu suspendarea plății la pilonul 2 de pensii, de la 1 ianuarie nu mai contribuie. 120.000 de angajați nu mai contribuie la pilonul 2. Adică, practic, deja ai amputat o arteră de alimentare a pilonului 2 de pensii în mod a priori, în mod violent, pentru că așa a vrut guvernul. Nu mai există bază legală să poată contribui, nici măcar dacă vor. Nici măcar dacă ar dori să facă acest lucru. Din cauza căderii unor titluri la burse, vezi BT-ul, vezi BRD-ul, sectorul energetic, valoarea unității de fond de pilon 2 a scăzut cu valori cuprinse între 5 și 10%. Deci, doar măsura pe care o lua guvernul a dus ca valoarea unității de fond din pilonul 2 să piardă până la 10%. Deci, e noaptea minții. Sunt măsuri luate în care un economist, nici nu trebuie să fii mare specialist, în momentul când pui plus cu minus, într-un sistem de evaluare, vorbind primar, brutal, un sistem de balanță în care angajezi ce ai, ce câștigi și ce pierzi, deodată îți dai seama că pui în pericol sistemele funcționale, unele strategice ale României. Dar care a fost motivația? Adică încerc să mă gândesc și din... Motivația a fost foarte simplu. Toți acești bani îi adună și își acoperă găurile de buget. Pentru că, prin toate măsurile pe care le-au luat în ultimul timp, au devalizat bugetul. Și nu mai au de unde. Și atunci toate aceste măsuri sunt făcute ca să poată să adune banii, da, din diferite sisteme. Din sistemul energetic, din sistemul privat de pensii, din sistemul de comunicații, din sistemul bancar. Și să vorbim din sistemul bancar imediat și toți acești bani să-i ducă către buget ca să poată să reziste, după ce au lucrat total neprofesionist și total irresponsabil. Băncile străine
Vorbim ce a făcut prin această ordonanță 114. Practică au intrat și au impozitat activele bancare. Da. Ce au făcut băncile străine? Pentru a evita taxarea activelor, și-au diminuat baza de impozitare, practic și-au externalizat activele, reduc aceste active care sunt în țară, ducându-le de obicei în statul de origine, corect, de unde este banca, și sigur că se poate anticipa o degradare și mai puternică a deficitului de cont curent. Pentru că externalizând, scade contul curent și asta agravează deficitul bugetar. Dar ce facem cu băncile naționale? Băncile care au activele aici, ele se văd strânse cu ușa, se văd în imposibilitatea de a mai putea funcționa ca până acum. Ce s-a va întâmpla în acest moment? Vor lua măsuri de protecție. Care sunt măsurile de protecție? Vor îngusta, vor crea condiții suplimentare pentru creditare. Adică creditarea se va face în condiții mult mai aspre. Trebuie să satisfaci anumite condiții mult mai aspre, trebuie să plătești anumite costuri, da, ale creditului mult mai mari. Deci unde se răsfrânge acest lucru? Tot la cetățean, tot la mediul de afaceri. De fapt, jugul, tu spui că îl pui pe bănci, pe mari producători, pe, cum le spun la televizor, pe multinaționale. Dar toate astea, de fapt, ei sunt doar o curea de transmisie. Hai. Tu, guvernul, ai strâns de gât multinaționale, multinaționale spânzurați de gât dau din picioare și din picioare lovesc cetățenii. Asta se întâmplă. Și tot în buzunarul cetățeanului. Sigur că da. În cetățean, în cetățean se lovește. Aș vrea să vă spun aici că guvernul se împrumută scump și din ce în ce mai greu, pentru că ratingul de țară este deja sub semnul întrebării și vă spun, exportul de capital financiar apasă foarte, foarte tare pe leu în acest moment. De la 4,65 de lei pe un euro, cât a fost cursul, da, la început, cursul a ajuns acum la 4,76, după cum am văzut. Deci cu estimare în acest an, între 4,8 și 5 lei la 1 euro. Ceea ce va arunca mai mult balanța import-export. Pentru că noi deja avem o balanță deficitară. Adică în sensul, exportăm mai puțin pe o valută mult mai mică cantitativ față de ce importăm. Deci avem o balanță dezechilibrată. Prin creșterea puterii euro și scăderea puterii leului, accentuăm această balanță, adică avem un deficit pe import-export mult mai mare decât cel care și așa era existent, pentru că nu ne-am aplicat cu destul atenție să încurajăm. Eu, de exemplu, dacă aș fi la guvernare, aș încuraja prima dată firmele care fac produse în țară și le export afară. De ce? Pentru că ele aduc valută în țară. Orice stat întreg la minte face treaba asta. Exact, exact. Asta, așa ar trebui gândit. Băncile românești au pierdut până acum peste 30% din capitala bursieră, ceea ce e foarte grav. Și am spus mai devreme, Banca Transilvania, CEPU, Banca Feroviară, deci au fost cele mai puternică afectate, pentru că nu au refugiile băncilor de străinătate care au sediu acolo. Noi am zis că lovim în ele, dar am lovit tot în traii noștri. Vine întrebarea logică atunci. Românul ce trebuie să facă? Trebuie să-și ia și el, mă gândesc la cetățean, la clientul acesta. Sigur, da. Sigur, da. Și el trebuie să-și ia măsuri așa cum fac operatorii și așa ele mai sunt. Adică nu mă mai arunc pe orice fel de investiții, nu mă mai arunc pe orice fel de cheltuieli și asta ce va face? Reducerea consumului, la care până la urmă dezvoltarea, creșterea economică de care vorbea până acum guvernul, mare parte din ea, după cum știm, peste 80% în cuantumul dezvoltării, creșterii economice, era pe consum. Deci, prin acest lucru, eu ce fac? Îmi consumul, pentru că populația când vede comportamentul pieții economice, agenților economice, a operatorilor, că se strâng precum sporul, atunci și cetățeanul se strânge și nu mai aruncă banii pentru a-și cumpăra. Adică îmi trebuie cauciucuri la mașină, bă, parcă ar mai merge vara asta, le las. Da. Și atunci, scăzând consumul, scad desfacerea produselor pe piață, iar producătorii lucrează pe stoc, ceea ce înseamnă că nu realizează cash flow, le vine mult mai greu să poată să susțină afacerea și ajung la angajații firmei, unde o parte din ei vor fi disponibilizați. Deci, atât ca la biliard. Exact. E un efect de bumerang. De asemenea, creditarea IMM-urilor este puternic afectată prin această măsură, care depinde exclusiv de creditele bancare acordate în România. Pentru că firmele străine au oportunitatea să se împrumute afară, așa, în străinătate, pe costuri foarte mici ale creditelor. Știm că firme de producție afară iau între 1 și 2%.
da. Dobândă. Pe când la noi se iau între 7 și 10%. Ia asta diferența. Cum pot eu, societate românească, să fiu în condiții de egalitate în performanța produsului atâta timp când din start eu plec un handicap prin ceea ce înseamnă creditare? În momentul în care băncile începeau deja să se miște un pic mai bine în România, iată că a venit această măsură care inhibă. Construcțiile. Păi avem două. O creditare mult mai scumpă și restrictivă lovește sectorul construcțiilor. Pentru cea mai mare parte a caselor și apartamentelor, știm că acestea sunt cumpărate prin credite imobiliare, marea lor parte. Corect. Puțin cumpără cu banul jos. Adică nu-și că nu-ți permit. Trebuie spus că ordonanța 114 agravează problemele apărute în sectorul construcțiilor anul 2018, sector care a realizat o scădere de 4% anul trecut. Astea toate sunt pe date statistice, luate de la INSE, luate de la institutele de sondare, date luate precise și nu din burtă. Salariul minim crescut artificial la 3.000 de lei creează blocaje pentru proiectele în derulare. De ce? Au fost licitații făcute. Licitații pe anumite costuri pe energie, licitații pe anumite costuri pe combustibil, licitații pe anumite costuri de logistică, licitații pe anumite costuri de cheltuieli de resursă umană, de personal. Toate aceste lucruri aruncă încât proiectele, inclusiv pentru administrațiile publice locale, cum vor mai putea fi realizate când nu se vor mai încadra în acel buget prin care s-a stabilit prin contract? Calcule. Sigur, s-a făcut. Și au contracte semnate. Ce facem cu contractele semnate? Hai să vorbim proiectele de infrastructură. Hai să vorbim PNDL-ul. PNDL-ul s-a încheiat, eu am întrebat. Când a venit la audiere la comisia de la din care fac parte administrație publică, ordine publică, securitatea și siguranța cetățeanului și fonduri europene, am întrebat secretarul de stat de la Ministerul Dezvoltării. Ce faceți acum cu aceste proiecte PNDL, Planul Național de Dezvoltare Locală, care au fost semnate și sunt desfășurare? Ce faceți cu ele? Cu diferența. Le dați primăriilor diferența? Nu. Și atunci de unde? Primăria s-o pună ca sumă neeligibilă. Păi sunt primării care de-abia trăiesc. Vedem ce se întâmplă cu Romanul, care până acum niciodată n-a fost în situația să nu-și poată asigura în întregime asigurarea cheltuielilor de funcționare și plus mai aveam și cheltuieli de dezvoltare. E pentru prima dată când se înregistrează un deficit la primăria municipiului Roman de 120 de miliarde de lei la secțiunea de funcționare, nu mai vorbim de dezvoltare. Un lucru foarte grav. Dar ajung care, imediat la administrație. Sunt primari care spun, au spus de mai multe ori, am văzut și pe internet, spunând nu abia ne ajung banii să ne plătim ce avem. Ce să mai vorbim de dezvoltare? De practic, dezvoltarea se stopează. Se stopează. Se oprește. Păi gândiți-vă că guvernul zice, dar facem noi dezvoltare. Guvernule, tu ocupă-te de spitale regionale, tu ocupă-te de autostrăzi, tu ocupă-te de proiecte de infrastructură mare, tu ocupă-te de obiective majore, ceea ce înseamnă dezvoltarea locală și regională. Avem aceste aproape 3.000 de motoare din țară, primăriile, consiliile județene, care trebuie să facă drumuri județene, drumuri locale, dispensare, modernizare de școli, care aveau proiecte, care aveau o estimare a bugetului de dezvoltare. Păi vreau să vă spun că această ordonanță va duce pentru anul următor majorarea taxelor și impozitelor în plafonul maxim. Asta impune. Adică, prin codul fiscal, ca lumea să știe, că poate multă lume nu știe și zice, primarul face taxele și impozitele. Nu. Deci, codul fiscal stabilește un nivel minimal și un nivel maximal. În acest interval, într-adevăr, Consiliul Local se poate mișca și adopta taxele. Okay. Dar nu poate coborî sub ăsta și nu poate crește peste ăsta. Prin ordonanța 114, onor guvernul dispune ca taxele și impozitele locale să crească la nivelul maxim. Adică toate taxele și impozitele din România vor crește în anul următor. Ceea ce mi se pare un abuz. Pentru că unde mai vorbim atunci de descentralizare și autonomie locală? Unde mai este decizia la nivelul local? Și așa au crescut impozitele cu între 16 și 20%, pentru că altfel nu se putea face față. Eu cât am fost primar, recunosc că nu am crescut niciodată taxele și impozitele. Și ați și promis că nu vor crește. Da, dar am și putut să fac acest lucru. Pentru că eu am fost și la opoziție, în opoziție am fost și la putere ca primar. Am fost și în boom economic, am fost și în cădere când a venit criza 2010, 2011, 2012, că am crezut că nebunesc. Dar aceste măsuri, practic, nu pot fi contrabalansate de administrația publică locală. Adică se vede fără mâini, fără picioare, fără ochi și fără urechi. Nu poate
poate să ia o decizie pentru că i-a fost practic amputată autonomia. Și spune, domnule, dar nu s-a crescut cu 16% impozite? Păi gândiți-vă, prețul la combustibil a crescut, salariile au crescut, energia electrică a crescut, prețul la tot ce înseamnă IT a crescut, prețurile la raft a crescut. Păi vă dau un simplu exemplu la drumuri. Da? Era 1400 de lei de tona de bitum. Bitum care este materie primă pentru configurarea asfaltului și care în structura de preț, pentru a obține prețul final la asfalt, are ponderea de 60-63%. Da. A crescut de la 1400 la 2700. Adică practic s-a dublat. Adică tu contractele primărie care le-ai avut încheiate cu constructor pentru a-ți face drumuri, le vezi aruncate în aer. Pentru că constructorul îți spune, mă opresc cu lucrarea aici și dacă nu ai bani, eu nu merg mai departe pentru că nu mai pot să respect condițiile contractuale. Păi de ce nu poți să mi le respecti? Prețul la bitum mi-a fost aruncat în sus pe prețul pe combustibil și am explicat cu 100% creșturi pe bitum, care are pondere între 60-63% în structura de preț pe asfalt și mi-ai crescut și salariile la 3000 de lei la angajați pe care eu le puteam duce în limitele unui salariu decent, în acest moment mai forțat și nu mai pot să dau în altă parte. Și aș vrea să închei cu socialul. Păi gândiți-vă că majorarea punctului de pensii se realizează cu 8 luni întârziere. Adică de la 1 septembrie. Hai să vă dau un exemplu ca să înțelegeți și aici. Ce face guvernul? Conform legii în vigoare, trebuia de la 1 ianuarie 2019 să crească cu 9%. De unde provine acest 9%? Din indicele de inflație și din indicele de creștere a salariului mediu brut pe economie. Acești doi indicatori, pe formulă, dau indicele cu care trebuie corectată pensia prin lege în fiecare an de la 1 ianuarie. Okay. În baza indicatorilor care intră în formulă, la 1 ianuarie guvernul trebuia să mărească pensia cu 9%. Luăm un exemplu. Dacă un pensionar are pensia de 1000 de lei, 10 milioane de lei vechi, 1 milion de lei, 1000 de lei, la 1000 de lei o creștere de 9% însemna cât? 90 de lei. Da. Da? 90 de lei pe lună. Câte luni are anul? 12. 12 ori 90, cât face? 1080. Nu? Sunteți profesor de matematică. Adică, practic, încă o pensie. Da. Ar primi cum ar veni, ar trebui a trece pensie cum ar veni, dar prin creștere ponderată în fiecare lună, conform legii în vigoare. Guvernul zice, nu, nu vă dăm de la 1 septembrie 9%, vă dăm, noi vă creștem mai mult pensia. Vă creștem cu 15%. Bravo! Când? De la 1 septembrie. Păi cum băi de la 1 septembrie, că tu îmi crești cu, 15% de la 1 septembrie pe 4 luni? Septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Pe 4 luni îmi crești cu 15%. Da. La o pensie de 1000 de lei, cu 15% creștere 150 de lei pe lună. La 4 luni 600 de lei. Corect. Pe tot anul, deci dai 600 în loc să dai 1080. Practic tu îmi tai 4080. Practic guvernul a tăiat pensiile pensionarilor la o pensie de 1000 de lei cu 4080 de lei. Asta este măsura, e un calcul simplu. Pentru că ei vin de la 1 septembrie cu 15% în loc să crească de la 1 ianuarie, așa cum prevede legea, în vigoare cu 9%. Deci este o măsură luată care practic oamenii poate nu și-au dat seama. Asta este tăiere efectivă de pensii. Bine, 15% sună mult mai bine decât 9%. Da, dar 15%, da, și unul care a făcut foarte puțină matematică, nu multă, își dă seama că 15% pe 4 luni e mult mai puțin decât 9% pe 12 luni. Corect. De asemenea, sunt înghețate la nivelul lunii decembrie toate sporurile și indemnizații pentru angajații din sectorul public. S-au blocat, s-au înghețat toate sporurile și indemnizațiile. Iar de asemenea, pentru perioada 2019-2021, sunt înghețate drepturile financiare ale veteranilor, ale văduvilor de război și ale foștilor deținuți politici ai regimului comunist. Toate le-au înghețat, adică pe 4 ani de zile, 2019-2021, pe 3 ani de zile. Da. Au înghețat toate aceste lucruri prin măsuri luate în mod voluntar fără să analizeze impactul. Și o să spuneți ce argument în plus aveți în afară de aceste calcule pe care le-ați prezentat cu indicatori? Păi avem cel puțin 3 din mediul politic. 1.
UDMR-ul a spus foarte clar că nu va vota Ordonanța 114, legea de aprobare a Ordonanței 14 în Parlament, așa cum este ea. ALDE a spus că nu poate să voteze această lege dacă nu vine cu măsuri de corecție, pentru că impactul este devastator. Mai multe, Odorovici dimineață a anunțat că trebuie modificat într-adevăr Ordonanța 114, că așa cum este acum, este prea brutală și impactează viața în mod brutal. Deci iată, avem de la arcul puterii, da, PSD, ALDE, UDMR, care spun clar, culminând cu PSD-ul Aspin Teodorovici, că ordonanța nu poate fi votată în această formă pentru că urmările ar fi devastatoare. Deci este un pericol. Această ordonanță, țineți minte și vă spun cu toată responsabilitatea, această ordonanță 114 e un pericol pentru România, pentru sistemul economic, sistemul social, de sănătate și de învățământ, cu un impact devastator aproape cât și un război. Și mi-asum ceea ce spun. Deci lucrurile trebuie gândite, pentru că urmările vor fi devastatoare, iar cine va veni la guvernare va avea nevoie de ani doar să repare ceea ce se distruge acum. Dacă se poate repara. Să nu cu foarte mult eforturi și foarte greu și cu sacrificii din partea poporului, care mereu poporul a dus sacrificiile în spate. Și atunci când anunțăm de la tribuna guvernului că măsurile astea pentru a lovi în mediul privat, în patronii ăia răi, în băncile alea ucigașe, în sistemele energetice alea care au pielea de pe om, de fapt se lovește în cetățean, pentru că ele se duc săgeată, trec prin scutul acesta și ajung direct în pieptul cetățeanului. Ca să concluzionăm, am putea spune că în momentul de față bugetul a cam ajuns la capătul de jos, adică nici măcar n-a fost adoptat ca lumea și deja sunt găuri și trebuie acoperite și nu se pot acoperi decât tot de eu vă spun care a fost tactica. Ați văzut că foarte mult s-a aruncat că președintele a întârziat bugetul pentru că l-a atacat. Practic, întârzierea făcută de președinte și care a atacat în mod corect acest buget. Și de ce spun în mod corect? Vă dau două exemple ca să înțelegeți. Bugetul, când se construiește, așa cum se construiește și la nivelul unei primării sau unei școli, principiile sunt aceleași. Volumul și amploarea sunt diferite, dar principiile acestea. Construiești pe o platformă. Platforma bugetului național este dată de indicatorii macroeconomici. Ce înțelegem? Care sunt indicatorii macroeconomici? Curs euro-leu. Ei au luat în calcul pentru construcția acestui buget 4,67, când deja suntem la 4,76. Bun. Deci un curs mincinos în construcția bugetului. 2. Ei au luat inflația la 2,8 în calcul, când deja suntem acum la 4,1. Da. Au luat creșterea economică de 5,5. Când pe anul trecut au considerat-o 6,1 și au ajuns la 4. Și acum creșterea e de 4. Avem 3 indicatori macroeconomici, ca să nu mai vorbim de ceilalți, care deja sunt mincinoși. Evident că pornește o construcție pe un eșafodaj fals, mincinos, nu poți să ai o construcție sănătoasă. Dar dincolo de acestea, că a fost afirmația că președintele s-a întârziat 10 zile lucrătoare, practic, 2 săptămâni. De ce nu se spune adevărul că, conform legii, noi trebuia să avem bugetul la 15 noiembrie, gata, în Parlament, la vot. Iar în Parlament, bugetul a venit la 15 februarie. Deci guvernul a întârziat cu 3 luni venirea bugetului. O să ziceți, poate că au fost probleme, poate că... Nu, a fost întârziat deliberat. De ce a fost întârziat deliberat? Pentru că toate aceste măriri de salarii, toate aceste creșteri de cheltuieli au fost gândite să fie prorogate ca termen de abordare. Păi gândiți-vă că bugetul va intra practic ca operare din luna aprilie pentru administrațiile publice locale din mai, că trebuie să stea 45 de zile. Eu am discutat cu primarii, eu am păstrat o relație cu Asociația Municipiilor din România, chiar dacă nu mai sunt primar, să știți, și sunt la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața administrației publice locale, fiind și vicepreședinte național al PNL pe administrație publică și fiind și Comisia de Administrație la Camera Deputaților. Și atunci am spus așa,
Este foarte periculos ceea ce se întâmplă în momentul de față și primăriile ar trebui să facă către guvern să le scurteze termenele acum, să poată în loc de 45 de zile să se ducă la un 10-15 zile ca să aibă bugetul executiv cât mai rapid. Dar toate aceste lucruri îi vor lovi pe ei, pentru că știți că le-a crescut cota din impostul venit de la primării de la 41,75% la 60%. Măsură propusă de Partidul Național Liberal, care a fost susținută și de majoritate până la urmă și a fost aprobată. Noi am făcut această măsură pentru că știam că altfel nu se poate descurca. Da, s-a votat, deci practic primăriilor li s-a dat cu o mână. Ce a făcut guvernul? Într-un mod parșiv a venit și le-a luat cu două mâini. De ce? Le-au dat lor toate cheltuielile pe ce înseamnă asistență socială, protecția copilului, persoane cu handicap, care au plătite de guvern prin Consiliul Județene, prin cotă care echilibra bugetul, le-a dat administrațiilor publice locale. I-au pus în genunchi. Nu vor mai reuși să pună o bancă, nu vor mai reuși să asfalteze un drum, decât prin împrumut, decât prin fonduri europene. Eu și am discutat și ieri cu primarul de la Roma și a spus, hai să începem curățenia de primăvară, hai să facem să fie frumos și curat pe străzi, hai să fie orașul lună, hai să ne accesăm fonduri europene, hai să facem... Am fost foarte prins cu activitatea națională. Dar vă promit și dumneavoastră și romașcanilor mei că mă voi aplica mai mult, voi fi alături de primar să-l ajut, să-l sprijin ca lucrurile să meargă bine și la roman. Deși rezultatele bugetare sunt total nefavorabile. Niciodată, dacă se uită cineva pe cifre, s-ar putea să spună, dom'le, dar niciodată romanul n-a avut un buget atât de mare. Prin ceea ce înseamnă, dar niciodată romanul n-a avut cheltuieli atât de mari. Au crescut salariile, a crescut benzina, a crescut motorina, a crescut internetul, a crescut curentul electric, a crescut gazul, a crescut produsele la raft, prețul la cauciucuri, produse varul, tot cu ceea ce se lucrează, toate au explodat. Și atunci ponderea cheltuielilor în venituri este mult mai mare decât era înainte, când veniturile erau mai mici, dar și cheltuielile mult mai mici. Domnule deputat, din toată inima sper ca acest viitor pe care îl prezentați să nu fie chiar atât de sumbru. Și eu îmi doresc. Sunt român și îmi doresc să știți că nu spun cu ură. Domnule, eu am mai spus și altor colegi de-ai mei care merg la televiziunile naționale și îmi zic uneori că ar trebui să fiu mai acid, să lovesc mai tare. Domnule, eu nu lovesc de dragul lovirii. Eu când vin cu niște lucruri, după cum vedeți, eu vin cu date, eu vin cu documente, eu vin cu indicatori, cu cifre, date din Institutul Național de Statistică, de studiu de prognoză, eu vin cu lucruri date de Comisia Europeană, de indicatori dați de entități europene. Deci vin cu lucruri foarte clare și ceea ce spun eu, uneori, dacă în ton apar mai vehement, apare revolta din mine, pentru că ar putea să fie bine și să nu fie rău, dacă lucrurile ar fi mai profesioniști și mai responsabil abordate. Dar nu pot să mă apuc să înjur, să lovesc în stânga și în dreapta, chiar dacă sunt o fire colerică. Eu încerc să prezint lucrurile așa cum sunt. Și mai mult decât atât, să venim și cu propuneri. Avem foarte multe proiecte de hotărâre. O parte au și trecut. Și poate într-o altă emisiune o să discutăm ce a propus Partidul Național Liberal, ce au trecut din ele, ce sunt în dezbatere acum, ca să se vadă că Partidul Național Liberal nu vine doar și critică. Partidul Național, unde spune că nu e bine așa, vine și cu alternativă, spune măsură cum ar trebui făcut, ce ar trebui să se facă ca lucrurile să funcționeze. Și eu vă spun că Partidul Național Liberal, când va ajunge la guvernare, și va ajunge, să aveți încredere, pentru că vrem, nu vrem, sondaje. Dar nu numai sondajele, să știți că rotația partidelor la putere este ceva natural și nimeni nu se poate opune. Peste tot în lume există acest ciclu. Ca și apa, când îi lichidă, când îi vapor, când îi sunt formă de zăpadă. Așa și aici vom veni la guvernare, dar vreau să credeți că și atunci, ca și acum, când lucrurile nu vor merge pe anumite domenii, le voi spune. Indiferent dacă voi fi membru al guvernului sau voi fi membru în parlament sau voi fi un simplu cetățean, că va veni și acest moment. Pe nimeni nu l-a născut măsa, nici primar, nici deputat, nici ministru. Deci eu îmi asum și fac cu responsabilitate și cu dragoste ceea ce fac atâta timp cât sunt pe o funcție. Cineva poate să întrebe, dar n-ați și greșit? Ba da, am și greșit în viață. Numai cine nu muncește, nu greșește. Dar n-am greșit niciodată deliberat, n-am greșit niciodată cu intenție. Iar atunci când am greșit, poate nici n-am putut să dorm noaptea să mă gândesc cum pot îndrepta acea greșeală. Este important să fim responsabili și să fim cu bună credință. Și voi face acest lucru și atunci când
vom fi la guvernare. Dar atunci voi pune presiune ca și acum să se facă autostrada Unirii, să se facă spitalul regional de la Iași, să se facă obiective naționale și regionale și să dezvolt neamțul, Moldova, dar în primul rând sufletul meu, românul. Domnule deputat, vă mulțumesc foarte mult și pentru această intervenție. Să sperăm că la următoarea, într-adevăr, la următoarea emisiune vom reuși să acoperim mai multe subiecte. Încă o dată vă mulțumesc pentru amabilitate și rămâne să ne vedem data viitoare. Cu drag, vă mulțumesc pentru disponibilitate. Îi salut și eu pe romașcani. Dumnezeu să binecuvinteze românul și pe romașcani.